Am avut o întâlnire foarte pragmatică și eficientă cu colegii din Prahova, organizație performantă a Partidului Democrat Liberal, una dintre cele mai performante organizații pe care partidul le are. Și am prezentat foarte pe scurt obiectivele pentru care candidez. Candidez la un nou mandat pentru a menține și consolida prezența la guvernare acum și după 2012 a Partidului Democrat Liberal. Candidez pentru a continua procesul de modernizare a partidului, de a consolida profilul de dreapta al partidului nostru, singura formațiune autentică de dreapta de pe scena politică și, evident, împreună cu românii și cu întreaga țară, să putem culege beneficiile măsurilor grele pe care le-au luat în 2010 și care au pus România pe direcția corectă, adică de a avea o Românie dreaptă, o Românie puternică. M-am referit astăzi mai mult la ce înseamnă partea de dreapta a scenei politice române, ce înseamnă Partidul Democrat Liberal ca singura formațiune autentică ce reprezintă dreapta românească. Eu cred că după 20 de ani de politică în care politicienii i-au obișnuit pe oameni mai mult să se uite la stat decât la propria lui performanță, cred că este cazul să se întâmple o mutație exact invers. Să redăm oamenilor încredere că pot să fie proprii lor stăpâni, că în primul rând individul care reușește face ca România să reușească, că pentru asta avem nevoie de legi care să încurajeze munca și să le abrogăm pe cele care încurajează nemunca, că avem nevoie de o legislație a muncii care să încurajeze performanța, lucru bine făcut, onestitatea, corectitudinea, dreptatea. Și pentru asta am promovat noul cod al muncii ce luni va intra în vigoare. Asta înseamnă să încurajezi o Românie performantă, să încurajezi pe toți aceia care doresc corect să lucreze într-o Românie modernă. Am atras atenția încă o dată astăzi că astăzi PNL-ul nu face altceva decât să continue politica lui Iliescu din ultimii 20 de ani. N-am văzut la PNL care se pretinde de dreapta vreo măsură care să stimuleze munca. Exact aceleași măsuri care au dus România ca să fie dependentă doar de stat, care să țină cetățeanul captiv în mâinile statului, aceleași măsuri sunt susținute în continuare de PNL. Noi ce vrem de fapt? Ce vrem prin eliminarea muncii la negru? Vrem ca mai mulți oameni să aibă asigurări de sănătate, să aibă asigurări de șomaj, să aibă asigurări de muncă, să aibă un loc de muncă asigurat ce reprezintă cea mai bună formă de protecție socială. Dacă un om muncește la negru, el rămâne prizonierul statului că trebuie să stea cu mâna întinsă la stat pentru ajutor social. Dacă omul are contract de muncă, deja devine el propriul stăpân și poate să-și consolideze familia, să aibă un venit din care să poată spera să-și îmbunătățească traiul, să-și ducă copiii la școală sau la facultate. Deci aici e diferența majoră între ce vrea PDL-ul și ceea ce vrea Alianța Socialistă. Alianța Socialistă vrea în continuare ca omul să rămână dependent de ajutorul social de la stat. Noi vrem doar să-i ajutăm pe cei care se află cu adevărat de nevoi, să-i sprijinim pe cei care sunt bolnavi, pe cei care au o problemă în viață, dar în rest să punem accent pe muncă și omul să aibă prin munca lui un salariu mai bun și o șansă mai bună în viață. Asta înseamnă, de fapt, dreapta românească, asta înseamnă o Românie dreaptă, o Românie puternică, o Românie pentru care, de fapt, muncim de 2 ani de zile prin măsuri mai grele la început, mai dureroase, dar care, repet, au rezultatele pe care le așteptăm. Ce dacă și impozitul ăsta trebuie majorat în următorii 3 ani, așa cum arată programul de convergență pe care cum puteți observa, avem în vedere scăderea unor taxe și impozite, mă refer aici la scăderea contribuțiilor de asigurări sociale, ce înseamnă încă un pas în plus în direcția susținerii muncii, susținerea actualului cod al muncii ce va intra în vigoare și a faptului ca românii să-și găsească mai ușor un loc de muncă, iar cei care lucrează să vorbească. Eu v-am spus ceea ce cred eu, dumneavoastră spuneți ceea ce credeți dumneavoastră. Când va fi aprobat un document oficial, discutăm. Eu v-am spus că, în esență, guvernul are în vedere diminuarea poverii fiscale și am început aici cu legislația muncii, unde considerăm că, în viitor, trebuie diminuată povara fiscală cu forța de muncă, tocmai pentru a ajuta la crearea a mai multor altor locuri deci de muncă în România. Și în documentul oficial, dacă, dacă o să-l citiți cu atenție, o să găsiți reducerea contribuțiilor de asigurări sociale, așa cum am declarat și până acum. Vi se par mult sau puțin 2 milioane de euro pentru o campanie de promovare a României? Detaliile tehnice, despre ce proiecte vorbiți, vi le preluați. Se pare mult sau puțin?
Deci nu știu la ce proiect vă referiți. Doamna Udrea o să ne ajute. M-a întrebat să iau, doamna. Păi, dar este premier. Da, ok, dacă te nască domnul premier. Dar spuneți-mi la ce proiect vă referiți și cu siguranță vă putem da detalii necesare. Doamna ministru, fiind aici, la atât mai mult vă poate da explicații. Dar îmi se pare mult sau puțin 2 milioane de euro? Având în vedere că țările care sunt competitoare României cheltuiesc 10 de milioane de euro pe promovare, cred că este un noroc pentru România că poate să folosească bani europeni pentru a se promova atât pe piața externă, cât și pe piața internă. România este o piață de 20 de milioane de turiști care ar trebui reînvățați să-și viziteze țara. De aceea cred că și campania internă este importantă, dar sigur că ținta noastră principală este aducerea turiștilor străini în România și este un motiv de bucurie că putem afirma acum, la sfârșitul trimestrului 1, că avem creșterea numărului de turiști străini și în primul trimestru din acest an, așa cum am avut și în ultimul trimestru din 2010. Deci cred că trebuie să investim în promovare. România beneficiază de 75 de milioane de euro bani europeni pentru a se promova și cred că ar trebui să fim în stare să cheltuim acești bani până în 2013, pentru că altfel îi pierdem. Știi, vom avea un român pleacă de străinătate? Nu putem opri românii să plece în străinătate. Este din statistici, rezultă că pleacă mai puțin decât în anii trecuți. Este bine ca românii să viziteze și alte țări. Doamne ferește, nu vrea nimeni să-i țină legați în România, dar este păcat să nu își viziteze și țara lor și să aleagă din start o destinație în afara țării. Dar sigur că ne dorim ca românii să cunoască și alte locuri din lumea asta. În România cu ce preț și cu ce calitate? Ar fi bine prețurile să fie adaptate pieței. Am mai spus-o, din păcate Ministerul nu poate reglementa prețurile pentru că este o piață liberă, dar atât timp cât vor fi turiști care vor plăti prețurile considerate mari ale hotelierilor, înseamnă că aceștia nu vor scădea prețurile. Noi ne dorim mai multă calitate și aici Ministerul are competențe. În ceea ce privește stabilirea prețurilor nu avem nicio competență. Vreau să vă spun două lucruri, numai o secundă, să vă spun două lucruri pe partea aceasta legată de turism. În primul rând, eu salut ceea ce se întâmplă astăzi cu intervenția Ministerului Dezvoltării pe litoral pentru a desființa toate acele lucrări fără autorizație, ilegale și care au compromis litoralul românesc. Lucrurile acestea trebuiau să fie făcute de către primarii din zonă, dar n-am văzut la primarul Constanței, de exemplu, nicio inițiativă de a pune în ordine construcțiile de pe litoral, de a le pune, repet, în concordanță cu legea. A trebuit să vină Ministrul Dezvoltării să emită un act normativ pentru a face curățenie în mizeria de acolo care există și care ține, din nefericire, turistul afară de România. Acum suntem pe drumul bun ca acolo să se pună ordine în ceea ce înseamnă construcțiile ilegale pe litoral și care până la urmă s-au luat și chiar locul de pe plajă în foarte multe lucruri prin lucrări fără autorizație. În al doilea rând, uitați-vă la un proiect de succes, Paștele în Bucovina. Cred că ați văzut ce succes a avut anul acesta, un asemenea proiect, ce înseamnă să știi să ai inițiativă, să promovezi valorile și tradițiile naționale și uitați că este unul dintre cele mai frumoase programe pe care le-am avut și care a atras sute de mii de turiști în România și în Bucovina special. Vom avea un ministru la muncă? Vom avea un ministru la muncă. Săptămâna asta, săptămâna viitoare? Când va fi nominalizat și aprobat de președintele României. Vă place la muncă? Ideal, cum ar trebui să... Ca mine. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult.